medic primar al TI Latiș Dan Mihai, coordonator al nucleului 4 de la Spitalul Rol 2 Ana Aslan, spital COVID, secție de terapie COVID. Aș putea să vă spun din experiența mea medico-militară că am avut o misiune în 2012 în Africa, misiunea Atalanta, cu fregata Regele Ferdinand. Experiență frumoasă, dar totodată și grea, datorită faptului că a trebuit să suport vicisitudinile vieții pe mare, care predispun la anumite restricții. Experiența mea de acolo este minoră, aș putea spune, pe lângă ceea ce trăim zilele acestea. Suntem supuși unei presiuni și unui stres uman și fizic foarte mare, datorită numărului de cazuri în continuă creștere de COVID-19, și aș vrea să trag un semnal de alarmă pentru cei ce nu cred. Am să le spun că dacă ceva nu se vede, nu înseamnă că nu există. Cred că nici pe Dumnezeu nu l-a văzut nimeni, dar cred că mulți dintre cei care neagă existența virusului cred că Dumnezeu există. Iar pentru cei cu forme ușoare și medic, degradarea în cazul acestei boli poate să fie rapidă, iar capacitatea lor de autodiagnosticare și aprecierea severității bolii poate să nu fie adecvată și să se transforme totul într-o tragedie. Societatea modernă ne-a învățat prin comoditatea ei că a greși e acceptabil. În cazul de față, o greșeală poate să fie să se transforme într-o dramă. Așa că îi rog pe toată lumea și pe cei care neagă existența bolii să se gândească că lucrurile sunt destul de serioase. De asemenea, vreau să menționez că în ultima perioadă caracteristicile pacienților s-au schimbat, în sensul că nu mai sunt doar pacienți în vârstă cu comorbidități, diabet, hipertensiune, obezitate, ci și pacienți tineri de la 20-30 de ani, care prezintă, să zicem, doar obezitatea, care evoluție a fost fatală. Așa că nimeni nu este ferit de această boală și ar fi bine ca toată lumea să respecte măsurile de purtare a măștii, ceea ce nu este un lucru care ne îngreunează, să zic, viața de zi cu zi,